Într-una dintre zile vine entuziasmată colega mea, Bianca Drăgan, pentru că a descoperit un designer român care a strâns numai puțin de 1800 de păpuși de porțelan într-un apartament de două camere. Vă dați seama că a venit într-un picior, era pa, trebuie să-l filmez, trebuie să-l cunoașteți pe Florin Bălănică. Acesta este numele lui, cel care și-a transformat practic locuința într-un muzeu. Imaginile aduse de Bianca, într-adevăr, au fost spectaculoase, pentru că știți cum e? În casa aia n-ai loc să arunci un ac. Bună, Bianca! Bine ai venit în apartamentul meu, unde eu mă simt acasă între cele 1800 de păpuși și poate pentru alții este prea mult sau poate puțin creepy, însă pentru mine tot ce vedeți voi în jurul vostru este acasă. Deși ceea ce vedeți pare un muzeu baroc plin de păpuși, acesta este de fapt apartamentul cu două camere a lui Florin Bălănică. De profesie designer de interior, tânărul de 32 de ani pare că trăiește într-o altă epocă alături de minunile sale de porțelan, iar cea care i-a trezit pasiunea pentru păpuși este fosta lui profesoară de limbă și literatură română. Mi-a oferit o carte, ambalată, și mi-a spus să o deschid în prima mea seară de București. Știa că voi pleca la București. Iar în momentul când am ajuns, m-am ținut de promisiune, când am făcut chestia asta, era o carte despre Marilyn Monroe. Se numea Glorie, secrete și tragedie. Iar de aici a pornit pasiunea mea, regăsind anumite aspecte ale vieții ei și în viața mea. Rochile pe care ea le poartă și este îmbrăcată în aceste mici păpușele create de Franklin, sunt părți din film, din filme în care ea a jucat. În doar 60 de metri pătrați, Florin a reușit, din 2017 până în prezent, să găsească loc pentru 1800 de păpuși, 62 de candelabre, peste 2000 de cărți și nenumărate piese de mobilier în stil baroc, provenite din toată lumea. Cele două păpuși rusti sunt cele mai scumpe, una ajungând chiar la 1500 de dolari pe un cunoscut site internațional de vânzări. De ce sunt atât de scumpe? Datorită materialelor, datorită faptului că sunt ediții limitate de 100 de bucăți în toată lumea, iar pietrele, materialele sunt de cea mai bună calitate. Avem Swarovski, avem brocart parizian, iar asta face diferența. Văzut pentru că sunt și rare. Aceste păpuși sunt de ediție germană, sunt în ediție limitată, sunt doar 500 de bucăți în toată lumea, deci mai sunt doar 498 pentru că două sunt la mine, iar acestea două micuțe sunt venite din Anglia. Sunt niște păpuși foarte bine lucrate și am achiziționat două la fel pentru că îmi doresc la muzeul pe care doresc să-l deschid în Brașov să creez o simetrie specială. Iar dacă sirenele de porțelan nu v-au impresionat, vă arătăm că Florin deține și păpuși care seamănă perfect cu regina Elisabeta a II, Meghan Markle, prințul Harry, prințesa Diana, Cleopatra și chiar Isus. Deși multe filme de groază înfățișează păpușile de porțelan ca fiind înfricoșătoare, Florin nu are nicio problemă cu cei 3600 de ochi care îl privesc zi și noapte. Noi ni s-a implementat așa Chucky, Annabelle. Corect. Dar ele n-au nicio legătură cu genul acela de păpuși și sunt niște păpuși, niște, de fapt, obiecte de artă. Nu are cum să te sperie arta, cel puțin pe mine nu. Și pentru că Florin locuiește într-un apartament cu doar două camere, tânărul colecționar a fost nevoit să se adapteze. Așadar, are păpuși pe hol, deasupra fiecărei uși, dar și în toaletă. Pe lângă candelabre ai și oglinzi și alte decorațiuni care par destul de grele și cred că nu mă înșel. Spune-mi, te rog, dacă este safe să dorm cu ele deasupra capului, mai ales atunci când vine un cutremur, Doamne ferește? Da, este safe pentru că m-am gândit și la asta, sunt o persoană destul de precaută și sunt foarte bine prinse în perete, iar, de exemplu, acest ceas de bronz, având suporturi de lemn, este prins în șurub, în hol șurub și atunci, dacă vine un cutremur, nu are ce să mi se întâmple rău. Deși totul pare un muzeu plin cu obiecte fragile, vă vine să credeți sau nu, Florin locuiește aici alături de pisica sa. Absolut nimic nu mi-agață, nimic, păpușile sunt safe alături de ea și sunt un norocos cu ampe miții. Bianca,
Mă bucur tare mult că ne-ai arătat imaginile astea, care într-adevăr, așa cum ai spus tu, sunt spectaculoase. Să știi, Teo, că Florin mi-a spus să te invit și pe tine în apartamentul lui, ca să te convingi că ceea ce ai văzut este la fel de spectaculos, așa cum s-a văzut și la televizor. Dar vreau să-mi spui ce părere ai, cum ți s-a părut așa din exterior. Cel puțin wow, pentru că nu înțeleg cum poți în două camere să ai 1800 de păpuși, 64 de candelabre, dacă nu mă cel, să trăiești și tu și să poți să ajungi la bucătărie. Asta nu înțeleg, să-ți prăjești un ou, unde încape frigiderul. Unde încape frigiderul și vreau să spun că, după cum ai văzut, trăiește și cu pisica. A, dar cât chiar... de atentă trebuie să fie pisica! Exact. Dar chiar și așa vreau să spun un lucru care mie mi s-a părut puțin ciudat, și anume că dintre atâtea păpuși nu i s-a spart niciuna, niciodată. Este imposibil. Nu este imposibil. El mi-a spus că pasiunea lui e atât de mare, încât îl apără de toate energiile negative și de toate incidentele și nu i s-a spart niciuna. Nimeni n-a atentat la păpușile lui. Bine, copiii nici nu prea aveau cum să atenteze, pentru că mi-a spus că nu primește copii în casă. Nu primește copii în casă și dacă are în vizită, deși unde i-ar pune o mamă, o tată, un tată și un copil... Probabil îi ține pe hol, mă gândesc. Lângă pantof? Habar n-am. Sigur s-a gândit el la ceva, dar el locuiește acolo? Locuiește acolo, doarme în patul pe care l-am văzut, așezat sub atâtea candelabre, dar eu l-am întrebat cum își face curățenie, pentru că m-am gândit că asta e destul de dificil. Asta voiam să te întreb și eu. Dar a avut o rezolvare și pentru asta. Am văzut că avea un pămătuf așa. Da, și vreau să spun că este un pămătuf comandat de la Paris. Și ce face pămătuful ăla de comandat de la Paris? Mă gândesc că este din niște pene mai fine, mai calitative. Păreau a fi destruț. Și cât timp să stai să tot pămătufezi? Am întrebat și asta. Bun. Mă bucur că avem aceleași curiozități. Și mi-a zis că într-o singură cameră ia o zi să facă curățenie. Nu l-ai întrebat sigur odată la cât timp trebuie să facă operațiunea asta atât de minuțioasă de ceasurnică? Mi-a zis că face odată la o săptămână sau două, pentru că nu-i place nici să le țină pline de praf. Îți trebuie să strălucească porțelanul până la urmă. Dar oricum să știți că găsiți mai multe detalii pe Instagramul nostru teoshow_jos canal de. Mulțumim, mulțumim tare, tare mult!